Salut, prieteni, bun găsit, oameni buni, la o nouă ediție specială a emisiunii Riposta, într-adevăr și dreptate. Vă spun și în această seară, același Marius Mitache, alături de colegii mei din regia tehnică. Doamnelor și domnilor, un independent pentru Parlamentul European. Exclusiv prezent la noi în studio, domnul Peter Costea, domnia sa este candidat independent la alegerile europarlamentare de duminică 26 mai. Spuneți și noi bună seara, bine ați venit, domnule Peter Costea. Mulțumesc foarte mult pentru invitație, mă bucur să mă găsesc aici. Noi vă mulțumim pentru prezență, dar cine este până la urmă Peter Costea, candidatul independent la alegerile europarlamentare? Sunt avocat de profesie, în ceea ce privește profesia, sunt avocat de profesie, profesez avocatură de 28 de ani, însă locuiesc în Statele Unite, acolo mi este rezidența, domiciliul primar. Locuiesc în America din 78, de mai bine de 40 de ani. Am plecat din România în 78 din cauza persecuției religioase și a comunismului și am ajuns în Statele Unite, unde am început să muncesc, să lucrez, să mă duc la școală, să mă educ. Am făcut facultatea, diferite facultăți, vreme de 11 ani, timp în care am obținut 6 diplome universitare, din care 2 doctorate la școli prestigioase din Statele Unite și din Europa. Iar din ianuarie 91, practic avocatura în Statele Unite, unde locuiesc în orașul Houston, statul Texas. Orașul Houston este al 4-lea oraș ca mărime al Statelor Unite, aproape 7 milioane de persoane. Acolo locuiesc și acolo practic avocatura în domeniul drepturilor civile, care în Europa se numesc drepturile omului. Human rights. Human rights, yes. În America, civil rights, în Europa, human rights. Yes. Dar care sunt motivele care v-au determinat să vă angrenați în această competiție electorală? Pentru ce ați intrat în luptă și ce anume v-a determinat să intrați în această bătălie electorală? De mai mulți ani am observat, natural monitorizez evenimentele din Europa și mai ales din România zilnic și sunt, de mai mulți ani sunt preocupat de anumite manifestări care au loc atât în Europa Occidentală cât și în România. Natural, România făcând parte din Uniunea Europeană, ceea ce se întâmplă în afara României are impact și în România. Dar de asemenea sunt preocupat de ceea ce se întâmplă în România din câteva puncte de vedere. În primul rând pentru că eu locuind în Statele Unite într-o democrație mai mult sau mai puțin adevărată sau perfectă, dacă vreți, și un stat de drept și fiind un om al legii eu personal, văd în România anumite manifestări care eu le consider nu chiar bune, nu chiar potrivite pentru un stat care se numește un stat democratic și un stat de drept. România are mult de învățat în domeniul acesta. Deci aș vrea să fac contribuția la ceea ce se întâmplă în România. Dacă până acum am ajutat pe americani aproape în exclusivitate prin expertiza mea și așa mai departe, doresc să fac același lucru și pentru țara în care m-am născut și pentru români. Iar în primul rând mă pasionează valorile. Am ajuns la punctul, după multă gândire și multă cugetare, că România mai poate avea un viitor doar printr-o renaștere morală, la fel și Europa, Uniunea Europeană. Cred că fără o renaștere morală, fără o renaștere valorică, dacă vreți, nu văd cum acest continent ar putea să mai dăinuie încă 5, 10, 15, 20 de ani. Dar de ce o candidatură independentă în calitate de independent și n-ați ales să fiți pe listele unei formațiuni politice? Noi pe surse am aflat așa, pe surse am un prieten care este unul dintre liderii Alternativei Drepte, că ați refuzat oferta celor de la Alternativa Dreaptă, de exemplu, să candidați și în favoarea unei candidaturi independente. Bine, nu știu cine a făcut afirmația colegilor, scuzați-mă, din partea Alternativei Drepte, însă ceea ce spun dânsii nu este chiar corect. Povestea este lungă, îmi iubesc colegii și prietenii din Alternativa Dreaptă, nu a fost o invitație în sensul invitației, a fost doar niște discuții, niște discursuri, nu a fost singura opțiune care am avut-o privind candidatura printr-un partid politic. Dar a fost o invitație serioasă. Bine, nu știu cât de serioasă. Deci eu mi-am anunțat candidatura în noiembrie anul trecut, și doar în ianuarie ori februarie, dacă nu mă înșel, după ce candidatura mea deja a început să aibă tracțiune
în mediul online și în spațiul și în teritoriu, pentru că am umblat mult în România, m-am întâlnit cu oameni, zeci, sute de oameni în care mi-am promovat candidatura, dând și natural să izbeau de probabil această problemă, unde mergeau ei, li se punea întrebarea, dar domnul Costea. Deci nu știu în care măsură această invitație a fost într-adevăr una, nu știu, o invitație într-adevăr, nu știu cum să mă exprim aici, dar regret, n-am putut să mă alătur Alternativei Drepte. Asta nu înseamnă că nu vom putea colabora în viitor. Și sper de fapt că noi vom putea colabora în viitor. Dar ce spun românii? Cum vă întâmpină conaționale în periplul dumneavoastră electoral prin țară? Până acum, că mai avem mai mult de o săptămână până la finalul campaniei electorale. Și cum priveți românii o candidatură independentă la alegerile europarlamentare? Da, românii mă primesc cu foarte multă căldură, am spunea majoritatea dintre ei, natural sunt și excepții, eram la Mărășești, acum mi se pare o zi sau două zile, unde oamenii, dacă simt că ești independent, parcă îți dau o șansă, cel puțin stau de vorbă cu tine. Le dai un pliant, te întreabă dacă candidezi prin partid politic, le spun că nu, atunci spun bine, iau materialul, vă felicit, succes, dar întâlnești și situații în care unii oameni spun din față, pe față, domnule, eu sunt cu partidul Cutare și Cutare, de fapt am și un carnet de membru de partid în Cutare și Cutare partid și nu o să vă votez în mod politicos, dar în general aș putea spune în zonele în care am, de exemplu mă duc acum la întruniri cu cetățenii, fie că vin 10, fie că vin 100, fie că vin 200, în marea lor majoritate oamenii mă apreciază și îmi promit în marea lor majoritate că mă vor vota. De ce? Tocmai pentru că sunt independent, pentru că ei văd în mine un om cu pregătire intelectuală și pregătire academică. Când oamenii află despre educația mea și trecutul meu, își dau seama că au în fața lor un om care nu și-a plagiat diplomele universitare, are diplome universitare câștigate prin muncă și hărnicie de la instituții și facultăți impozante ale lumii, nu doar ale Americii, și iubesc foarte mult platforma mea. Este o platformă pro-valori. Deci pe unde merg, spun oamenilor, dragii mei, nu vă promit autostrăzi, că nu vi le pot da. Nu vă promit spitale, pentru că nu vi le pot da. Nu vă promit pensii, pentru că nu vi le pot da. Nici o Românie fără gropi. Oamenii percutează foarte bine la acest mesaj, pentru că încă în sfârșit ei văd un om cinstit, îmi spun ei. Și atunci mă întreabă, atunci ce aveți de oferit? Le spun, sunt un om al valorilor și doresc ca valorile morale și tradiționale creștine pe care voi le împărtășiți să fie auzite la Bruxelles. Din nou, pentru că fără a renaște acest continent la nivel moral, din nou, eu nu văd cum acest continent mai poate dăinui încă 15, 20, 30 de ani fără a se autodistruge. Dar ce anume îl deosebește pe Peter Costea de ceilalți candidați la aceste alegeri europarlamentare? Ce vă diferențiază? În primul rând este platforma pe care o promovez și poate ați observat, o promovez cu multă pasiune, pentru că în asta cred. În asta îmi investesc fondurile, candidatura, timpul. În al doilea rând e expertiza. Natural sunt avocat, m-am uitat pe listele europarlamentare și din cei 473 de candidați, doar 4 suntem avocați. Ori, unui avocat îi stă bine în Parlament. Majoritatea covârșitoare a celor care candidează la europarlamentare nu au pregătirea profesională ori intelectuală care ar trebui să aibă un membru în Parlamentul European. Asta nu înseamnă că eu denigrez pe cei care sunt croitori sau horticultori sau mecanici auto care sunt pe listele europarlamentare. Din potrivă, fiecare meserie e o meserie onestă, cinstită, nobilă, din care, nobilă cum spuneți dumneavoastră, din care omul își câștigă pâinea. Dar oamenii spun așa, în Parlament îi stă mai bine unui avocat decât unui horticultor sau unui mecanic auto. Un avocat știe, se pricepe. Deci pregătirea profesională, intelectuală de asemenea, natural, cu foarte multă educație. După aceea, faptul că locuiesc în Statele Unite și m-am format profesional acolo, deci știu foarte bine cum funcționează o democrație autentică, știu foarte bine cum funcționează sau ar trebui să funcționeze un stat de drept, știu foarte bine cum funcționează un sistem de justiție cu adevărat imparțial, care nu poate fi cumpărat peste noapte sau manipulat de puterea politică și așa mai departe.
și, cum spuneam, expertiza, chiar și vârsta pentru unii și, în primul și în primul rând, este platforma valorică pe care eu o promovez. Care este, apropo de platformă, care este platforma lui Peter Costea? Cum spuneam, este o platformă pro-valori și aici, dacă îmi permiteți o mică paranteză, majoritatea dintre dumneavoastră nu mă cunoașteți, eu sunt și președintele Alianței Familiilor din România. Am fondat în al 2005 o mișcare pro-familie în România pentru că am văzut că din afara României intră tot mai multe lucruri privind moralitate și valorile care sunt incompatibile cu valorile creștine și valorile tradiționale ale poporului român. Deci am format o mișcare de la firul ierbii, o mișcare, o organizație neguvernamentală. Am lansat primul proiect de revizuire a Constituției României, articolului 48 din Constituția României, pentru a defini în Constituția României căsătoria naturală, tradițională, dintre un bărbat și o femeie. Așa am început în 2005 și așa am continuat până astăzi. Deci, astea sunt valorile care eu vreau să le promovez. În Parlamentul European vreau să le promovez, exact aceste valori, pentru că ele nu sunt reflectate în platforma niciunui partid politic. Și dacă îmi permiteți, mai vreau să adaug un lucru. Singurul mod în care românii cinstiți, românii cetățenii care doresc să audă un glas pro-valori în Parlamentul European este candidatura independentă. Din 2007 până astăzi, niciodată niciun partid politic din România nu a făcut o declarație pentru valori, pentru moralitate, pentru dreptul la viață al copiilor nenăscuți, pentru familia tradițională în Parlamentul European. Nici ca partid, nici ca grup, nici ca grup politic din Parlamentul European, de asemenea nici măcar un membru al vreunui partid europarlamentar român nu a făcut niciodată o declarație pro-familie, pro-valori în Parlamentul European. Sper, din nefericire, sper să intru în Parlamentul European și sper eu să fiu această voce și sper să adaug pe lângă mine și pe alții. Dar știți că misiunea noastră va fi foarte grea pentru că acolo se negociază toate inițiativele în funcție de grupuri politice de familie europene. Se negociază între lideri și își negociază votul. Și da, și nu. Asta înseamnă, poate este greu de înțeles pentru unii, dar un candidat independent are mult mai mare valoare într-un parlament decât membrii unui partid politic care este în parlament. Vă dau un exemplu. De exemplu, în Statele Unite, unde avem un senat format dintr-o sută de senatori, aș putea spune că 95% din cazuri voturile sunt foarte strânse. Ai nevoie de cel puțin 51% din voturi în favoarea unei inițiative legislative. Dacă acolo ai independenți, persoanele care sunt curtate, dacă vreți, cel mai mult sunt independenții. La ei se merge, cu ei se caută, se duce muncă de convingere. Deci eu voi avea această marjă, dacă doriți, de acțiune și de convingere și natural pentru mine valorile vor fi o prioritate. Când o să-mi vină în birou un document specific privind, vă dau un exemplu și sper să nu fiu prea lung. Acum câteva zile am primit un mesaj privind această directivă propusă, care nu a fost încă adoptată, a transportatorilor profesioniști din Europa, adică camioniștii. Camionagii, da. Da, românii care sunt camioniști, merg din România până în Germania, Marea Britanie și înapoi. M-am uitat la acest document și pentru mine e foarte ușor de înțeles, pentru că vreme de 28 de ani am reprezentat camioniști în Statele Unite. Și încă de la prima vedere nu mi-a luat mai mult de 5 minute ca să-mi dau seama părțile negative ale acestei directive. Le înțeleg foarte bine. Și dacă acest document ajunge la mine pe masă într-o lună, două, trei luni, știu exact ce am de făcut cu el. Poate ajung în Comisia Transporturilor din Uniunea Europeană, voi lua un creion roșu și tot ceea ce nu este favorabil profesiei de camionist profesionist sau pentru România, eu voi tăia cu un creion roșu. Și atunci vor începe discuțiile, dezbaterile, negocierile și voi asigura ca România și șoferii României vor avea o voce acolo, cineva care să le negocieze un pachet bun. Am înțeles, domnule Peter Costea, aveți un moto de campanie și care este semnificația dacă aveți acest moto de campanie electorală? Da, motoul campaniei mele este renașterea morală a Europei.
Mă duc înapoi la ce am spus acum câteva minute. Eu cred că singura alternativă pentru Europa, pentru a nu se prăbuși din punct de vedere moral și ca și Uniune Europeană, este renașterea morală a acestui continent. Dacă îmi permiteți un minut sau două. Uniunea Europeană spune avem jumătate de miliard de oameni. În 3-4 luni vor fi doar vreo 440 de milioane pentru că britanicii se vor retrage din Uniunea Europeană. În anii 60, deci pe la anul 1960, cam așa ceva, 13,5% din populația lumii erau europeni. În anul 2050, doar 5% din populația lumii vor mai fi europeni. Ce se întâmplă? Continentul nostru îmbătrânește și în acești 50-60 de ani de Uniune Europeană sau piața comună și așa mai departe, în opinia mea, am distrus factorul uman. Cel mai important factor, cel mai important pentru o civilizație, pentru umanitate. Ne-am avortat copiii nenăscuți, am marginalizat valorile creștine, am promovat secularismul, am indoctrinat copiii să nu mai gândească ca și părinții lor. Acum căutăm să indoctrinăm chiar și părinții să gândească cum gândește statul secular. Și aici vă dau două exemple. În primul rând e vorba de Strategia Națională de Educație Parentală. Un document oribil. Mă refer de asemenea la acest al doilea document care este România Educată, care de asemenea promovează valori seculare, anticreștine, netradiționale, prin care vor să, din nou, să educe, în ghilimele spun, tineretul României și generația mai în vârstă. Deci e nevoie de să ne gândim de unde am pornit, să ne gândim la valorile pe care această Uniune Europeană a fost fondată, să ne întoarcem la ele. Poate știți, poate nu știți, în anii 40 și la începutul anilor 50, când au fost formate instituțiile care au incipiente ale Uniunii Europene, toți bărbații și femeile care au avut această viziune de a forma o Europa unită au fost creștini și au avut o viziune creștină privind viitorul Europei. În septembrie 49, dacă nu mă înșel, Winston Churchill, pe vremea aceea premier britanic, a ținut un discurs formidabil la Universitate din Zurich, în Elveția, în care spune așa: viziunea mea este United States of Europe, adică Statele Unite ale Europei. Întrebarea pentru el era care va fi fundamentul ideologic al acestei uniuni. Ce ne strânge la oaltă ca europeni? Germani, francezi, italieni, polonezi, îi menționa chiar și pe ruși, pe sovietici, britanici. Spune așa: fundamentul acestei uniuni europene este experiența, influența și civilizația creștină. De acolo pornim, de așa clădim continentul european și așa mergem înainte. Deci, vocea mea nu este chiar o voce unică sau așa ceva, nu s-a mai auzit până acum. S-a mai auzit, dar această voce a fost ignorată și, din nou, caut să readuc în dezbatere, în discuții, ceea ce spunea și domnul Churchill acum 70 de ani. E în regulă, cam greu, pentru că asistăm în ultima perioadă și la ofensiva cu drepturile LGBT-ului, avem și problema migrației, sunt aspecte care conduc la o concluzie că Europa din ziua de azi suferă niște transformări, iar misiunea noastră, una nobilă, la care și eu achesez, devine din ce în ce mai grea. Dar cu votul dumneavoastră, oameni buni, iată un candidat independent care a avut curajul să intre în această bătălie electorală. De câte voturi, apropo, aveți nevoie ca să intrați în Parlamentul European? Câte voturi are nevoie? Am nevoie de 3% din toate voturile date. De exemplu, dacă vor ieși la vot 6 milioane de români, voi avea nevoie de 180.000 de voturi pentru a-mi valida candidatura, 5.950.000 și așa mai departe. 180.000 de voturi are nevoie domnul Peter Costea, candidat independent la alegerile europarlamentare. Unul deja l-aveți din partea mea, domnule Peter Costea. Felicitări! Mai mulțumesc! Partea a doua a emisiunii. Nu plecați nicăieri. O să aflați alte lucruri extrem de interesante din partea domnului Peter Costea. Iată un tip curajos, am putea spune noi, care a avut curajul să intre în această bătălie electorală, ceea ce nu este ușor, alegerile europarlamentare și cât de importante sunt aceste alegeri europarlamentare pentru națiunea română. Luăm publicitate, nu plecați nicăieri, o să aflați alte lucruri extrem de interesante. Domnia s-a scris și o carte,
este unul dintre avocații celebri ai familiei Bonariu. O să aflați după publicitate. Revenim imediat.